Salonul Hunedoara al Cărții, unul dintre cele mai titrate evenimente de gen din țară, a adus în fața iubitorilor de lectură o sumedenie de titluri pentru toate vârstele și toate gusturile. Printre mulți invitați la evenimentul organizat de Biblioteca Județeană Ovidensu-Șanu Hunedoara Deva s-a numărat și hunedoreanul Daniel Iancu, cercetător științific în cadrul muzeului din Deva, care, în timpul liber, se cam rătăcește din întâmplare. Acesta fiind și titlul celui de-al treilea volum scris de către el. Autorul vă invită să parcurgeți o lectură care vă va stârni multe zâmbete și, probabil, și pofta de a petrece cât mai mult timp în natură. Asta dacă aveți și prietenii potriviți lângă dumneavoastră. De-al treilea volum de la Poartă de Tură, cu care am fost cu atâția și cu atâția prieteni care sunt astăzi împreună cu mine. După plecat de acasă, a venit pierdut prin munți și acum rădăcit de întâmplare. O să urmeze și altele. Nu vorbesc despre lucruri științifice, vorbesc despre lucruri întâmplate alături de prieteni și lumii îi place mai mult să citească asemenea descrieri decât lucruri super științifice. Despre asta este vorba în aceste cărți și dacă n-ar fi fost prietenii mei, nu ar fi fost această carte. S-ar putea să apară la mai multe pagini, de ce? Eu sunt accente, sunt unul dintre personajele principale ale cărții, ale cărților. Deci s-ar putea să apară în mai multe locuri și nu-mi pare rău. Ce înseamnă prietenia cu Dani? Practic suntem cumva legați umbilical, adică cam în aceeași perioadă cu el am plecat și eu de acasă, m-am pierdut prin munți câteodată aceeași, am rătăcit de multe ori și împreună și separat și am fost alături unul de celălalt și cel mai mult mi-a plăcut că am putut face ping-pong cu rapoartele de tură între noi. Alături de Daniel Iancu a fost și familia acestuia, dar și profesori care, de-a lungul anilor, l-au îndrumat și încurajat pe hunedorean. Eu sunt așa de încântată pentru tot ce face, sunt încântată și de fiica mea, dar de amândoi sunt încântată și mă rog la Dumnezeu să fie bine, să le dea înțelegere la, și la o fată și la băiat și succes și de acum înainte. Daniel Iancu își invită semenii la descinde în sânul naturii, chiar dacă uneori aceasta poate fi mai mult sau mai puțin primitoare. În final, Daniel Iancu a oferit tuturor celor prezenți autografe.